the blood and the flesh of Jesus Christ. O să am câteva minute să vorbesc despre trupul și sângele Domnului. For the people who are not in Christ, it is in, they just see it as a normal thing. Pentru cei care nu sunt în Hristos, consideră lucrul ăsta ca ar fi un lucru de neimportant. It's like for them they see as if somebody goes to the supermarket and buys a pizza and eats. Pentru cei care nu sunt în trupul lui Hristos, consideră că lucrul ăsta este ca atunci când te duci la supermarket să ții ceva de mâncat. But for us in Christ, when we are eating the bread and drinking the wine or the blood and the bread, dar pentru noi atunci când luăm din trupul și sângele Domnului, adică din pâine și din vin, there is a mystery inside of it as we do it. Este ceva spiritual în această slujbă. Read with me in John chapter 6 verse 54. Ioan, capitolul 6, versetul 54. My brother, read it. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua cea de pe urmă. Imediat să schimb traducerea. 54, 55, 56, 57, 58. Imediat se găsesc aici. 55. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu și m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care a mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Praise the Lord. Lauda să fie Domnului. This is not just a normal bread. Nu este o pâine obișnuită. If it was a normal bread, you just take it at your home. Dacă era o pâine obișnuită, o mâncai acasă. But when we bring it in the house of the Lord, dar atunci când o aducem în casa lui Dumnezeu, we are eating the body of Christ. Ne împărtășim cu trupul lui Hristos. And we are drinking the blood of Jesus. Și ne împărtășim cu sângele lui Hristos. And that is where we receive our life. Și așa căpătăm viață. So, when the moment reaches us today, atunci când va veni momentul astăzi, as you are eating and you are drinking, atunci când mănânci și bei, just put in your mind that I am now eating the body of Christ. Puneți în mintea ta gândul că acum eu mănânc trupul lui Hristos. I am now drinking the blood of Jesus. Acum beau sângele lui Hristos. So what is the issue of this? Deci care este de fapt înțelepciunea din acest lucru? To have the same life of Jesus. Că trebuie să avem aceeași viață ca lui Hristos. To have the same power of like Jesus. Că trebuie să avem aceeași putere ca lui Hristos. To have the same revelation or like Jesus. Trebuie să avem aceeași descoperire ca lui Dumnezeu. To have the eyes like Jesus. Că trebuie să vedem ca Isus. To understand what will come. Trebuie să înțelegem ceea ce urmează că o să vină. To understand the will of God. Să înțelegem voia lui Dumnezeu. To understand his goodness about us. Să înțelegem bunătatea lui cu privire la noi. This time round when we eat and drink, acum când vom ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, let it make a difference in our lives. Hai să facem o diferență în viețile noastre. Because we are not taking it as a normal way. Pentru că noi nu mâncăm ca mâncăm mâncarea obișnuită. We don't take it familiarity. Noi nu facem lucrul ăsta ca un lucru comun care îl facem tot timpul. We are eating the life of Jesus. Noi ne împărtășim cu viața lui Isus. So now it is your turn. Acum este rândul tău. To see the way you move, the way you do things, are you doing them the same way Jesus did? Este rândul tău să vezi dacă ceea ce faci tu, ceea ce trăiești tu, faci exact ca așa cum făcea Hristos?
Aleluia. Aleluia. So, this time around, de data aceasta, let there be healing in our lives. Hai să lăsăm ca Dumnezeu să lase să fie vindecare în viața noastră. We are eating Jesus to be in our lives. Să lăsăm pe Hristos să pătrundă în viața noastră. Aleluia. Aleluia. Let his power now dwell in us. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Because we have eaten him physically here. Pentru că noi ne-am împărtășit cu trupul now și sângele lui. Now he is dwelling in us. Și acum el lucrează între noi. By the power of the Holy Spirit. Prin puterea Duhului Sfânt. Amen. When you read Matthew 13, Matei 13, verse 11. Versetul 11. Iisus le-a răspuns, pentru că vouă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. The other people who are in the world, cei care sunt în lume, when they see us doing this, când ne văd că facem lucrul ăsta, they just, it's like somebody eating anything. E ca un lucru de apucat pentru ei, ca oricine care mănâncă. But to us, it is a mystery to us. Dar pentru noi e ceva spiritual. Many religions do this. Poate că multe religii fac lucrul ăsta. But to us who are born again, dar pentru noi care suntem născuți din nou, it is far beyond the way we see it. Este dincolo de ceea ce privim noi. Hallelujah. Hallelujah. There is power when we eat this and drink this. Este putere atunci când mâncăm și bem. We receive him in his physical life. Îl primim în viața noastră de zi cu zi atunci când noi ne împărtășim. So that means he is in you, he's in me, he's in everybody. Ceea ce înseamnă că este în noi, este în tine, este în fiecare dintre noi. May God bless you as we take this holy communion with this revelation that Jesus is in me. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare care participăm la această împărtășire. God bless you. Domnul să vă binecuvinteze.